Domnule, roșia ta este un mușic foarte smelui. Mă văd în vățători, băi. Da. Te-ai bătut într-un centru cosmetologic, ca un sportsmen adevărat, să rei peste bare acolo. Ai furat de la noi în 2009 două mandate de la Partidul Comuniștilor și nu ai stat la pușcărie pe la acolo. Întrebarea mea, o să zic, cum te-ai nimerit în conducerea acestei instituții, dacă pe tău nici o zi n-a lucrat nici într-un guvern, nici în egalitate de nimeni? De unde mai ai această experiență și acest curaj să raportezi restructurarea așa serioase întrebări cum este restructurarea guvernului? De ce am împuternicirea de numele primului ministru să prezint acest proiect în plenul Parlamentului? Vă mulțumim. Proiect aprobat în ședința Guvernului. Mulțumim foarte mult. Domnul președinte Voronin, a doua întrebare sau precizare? Bisprelezne. Mulțumim frumos. În continuare.